Bun găsit! Sunt Anca Mazilu și înainte să-ți prezint invitatul ediției de astăzi, te rețin un minut pentru rubrica Neurochange. Cuvintele sunt unelte care ajută mintea să creeze realitatea în care trăim. De multe ori le folosim pur și simplu fără să ne dăm seama care este impactul acestora asupra vieții noastre. O să spuneți, cuvintele sunt doar cuvinte, sunt răspândite, sunt inocente. Cum ar putea ele să blocheze manifestarea lucrurilor pozitive în viața mea? Iată cum. Hai să luăm de exemplu cuvântul sper. Atunci când îl pronunți, află că în spate există o componentă negativă foarte puternică și anume aceea că tu nu meriți. Ce spui de fapt este, sunt convins că n-are cum, dar las totuși o portiță, că cine știe. Adică, în adâncul sufletului, tu ești convins că acel lucru se poate realiza doar printr-un noroc căzut din cer, dar tu nu ai nici capacitatea, nici tenacitatea să contribui la realizarea lui. În loc să spui, sper să mă îmbogățesc, sper să fiu promovat, sper să iau examenul, sper să am o relație fericită, sper să nu ne mai certăm, sper, sper, sper. Fă un exercițiu de prezență și vezi cât de des folosești cuvintele acestea în rutina ta de conversație cu ceilalți sau doar cu tine însuți. Înlocuiește cuvântul sper cu știu. Fă acest exercițiu până când intră în structura ta sentimentul că meriți ceea ce îți dorești. Formulează-ți frazele conștient pentru că, iată, ai aflat deja că ești creatorul propriei tale realități. Informațiile sunt la fel pentru toți. Acțiunea face diferența. Multe dintre femeile care divorțează se gândesc, mai ales în primele luni, că nu mai au nicio șansă. Psihologii o denumesc foarte clar doliu după divorț, care este al doilea doliu ca intensitate după doliu după cineva drag. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la o nouă ediție emisiunii Eu Pot, singura emisiune de dezvoltare relațională din România. Acum, pe final de an, cu toții ne facem liste de dorințe. Facem liste de dorințe în legătură cu noi, cu cuplul din care facem parte, cuplul ideal din care vrea să facem parte și în legătura cu familia noastră. Însă, pentru unul din 3,5 cupluri, adică aproape 40% dintre căsătorile din România, anul 2023 a însemnat și despărțire, a însemnat divorț, a însemnat, de fapt, moartea cuplului respectiv. Despre cum putem să respirăm, să ne înțelegem durerea și cum să mergem mai departe, o să ne spună astăzi doamna dr. Gabriela Saulea, generatorul programului Phoenix pentru femei puternice care renasc din propria cenușă ca femeie pentru care 2023 a reprezentat anul rupturii de vechea relație. Cum poți să privești cu optimism către 2024 și să-ți refaci lista asta de dorințe și să pui totuși acolo iubire sănătoasă, bucurie în cuplu, relație conținătoare? Da, ca să poți să ajungi în punctul ăsta în care să te gândești la tine după un divorț, pregătită pentru o nouă relație, pentru o perioadă în care să te simți bine, împlinită, liniștită, ai nevoie să
face întâi perioada de vindecare. Pentru că, așa cum am spus, divorțul sau despărțirea este o criză și este, aduce un impact emoțional, o traumă emoțională. Pentru că sunt medic, de multe ori compar trauma pe care o suferim atunci când divorțăm cu un accident de mașină, să spunem, sau un accident la schi când ți-ai rupt un picior. Practic, dacă acolo ți-ai rupt, știu, ceva din partea ta fizică, în momentul în care tu divorțezi, mai ales după o relație de 15-20 de ani, lovitura emoțională, durerea emoțională este atât de intensă încât se simte aproape fizic. Și cei care au fost în fața situației de a afla că partenerul o înșală sau o situație de genul acesta, simte această durere, acest heartbreak, care este comparat cu infarctul miocardic. Deci atunci când vorbim despre durerea emoțională, trebuie să o privim așa cum e. E o durere pe care dacă nu o vindecăm și încercăm să ne gândim deja la fericire, la o viață liniștită, e o trecere pe care nu putem face. Și atunci multe dintre cele care divorțează, și femei și bărbați, dar acum, pentru că vorbim de Phoenix și de femeia Phoenix, multe dintre femeile care divorțează se gândesc, mai ales în primele luni, că nu mai au nicio șansă. Pentru că durerea e atât de mare încât nu-și mai pot imagina că va veni o zi în care și ele, ca multe altele, se vor logodi, se vor căsători din nou sau poate vor fi doar într-o relație de lungă durată. Deci se poate. Dar nu se poate fără să facem acest proces de vindecare. În ce constă procesul de vindecare? Cum începe? Vine femeia la tine și spune: bună ziua, am divorțat ieri. Simt că mă prăbușesc sau dimpotrivă nu simt absolut nimic. De cât timp am nevoie să mă vindec și care sunt pașii să ies din negura asta în care mă zbat acum? De multe ori vine și spune: bună ziua, cred că se apropie divorțul. Sau: bună ziua, soțul meu vrea să divorțăm, dar eu nu vreau. Sau, într-adevăr, am divorțat și nu știu ce să fac mai departe. Deci, practic, sunt mai multe situații în care o persoană, dar să luăm o femeie care vine în program. Într-o primă etapă trebuie să gândim acest proces de vindecare sau de revenire după divorț ca o perioadă de doliu. Și psihologii o denumesc foarte clar doliu după divorț, care este al doilea doliu ca intensitate după doliu după cineva drag. Și atunci, ce urmează? La ce să te aștepți? Ele vor fi 5 etape prin care vei trece obligatoriu, indiferent că ai plecat tu din relație, că a plecat el din relație, că a fost cu bine, că a fost cu rău, această perioadă de tranziție oricum o vei traversa. Prima etapă este negarea. Negarea în care poate ți-a spus, poate găsit un mesaj, poate că ți-ai dat seama că relația s-a încheiat, dar nu vrei să crezi că ți se întâmplă. Și parcă adormi și te gândești: a, nu, mâine o să mă trezesc și îmi dau seama că a fost, nu e adevărat, sau mă fac că n-au observat că poate trece de la sine. Multe sunt în această etapă de negare și luni sau ani în care își dau seama că relația aia nu mai supraviețuiește, însă le e frică să pună degetul pe rană. Până într-o zi se întâmplă ceva. Se întâmplă și am un exemplu pe care vreau să-l dau și am foarte multe exemple din cabinet și cred că asta ar ilustra mai bine. Extraordinar, ilustrează exemplele concrete. O pacientă, clientă, cum să o denumim, care a venit la mine, soțul ei a plecat de acasă de câteva luni de zile. Era evident pentru noi toți în grup, pentru că suntem un grup când facem această trecere, vindecare în grup, pentru noi toți din grup ne era evident că acest om a găsit pe altcineva și a plecat pentru că pur și simplu e în altă parte, însă ei nu i-a spus. Iar ea nu voia să creadă, nu voia să accepte că e posibil măcar ca el să fie cu altcineva. A găsit tot felul de pretexte, că e pedepsită, că cine știe ce vrea să facă, că a greșit ea și probabil că o lasă să-și o pune la colț. Până într-o zi, când și-a luat inima în dinți și l-a urmărit. Și a văzut cu ochii ei ce trebuia să vadă sau ce era de văzut. Momentul în care n-a mai putut să fie negare. Momentul ăla s-a prăbușit, lumea cu ea, dar a ieșit din starea aia în care se gândea că poate, poate. Cât e de sănătoasă atitudinea asta? Să te duci să-l urmărești un om? E sănătoasă în clipa în care ești pregătită. Și ce se întâmplă? De ce avem nevoie de această negare? Pentru că planul psihicul nostru are niște mecanisme de acomodare la noua realitate. La noua realitate și la o traumă. Pentru că e o traumă, nu e doar o realitate, în prima dată e o traumă. Iar psihicul nostru, dacă din prima ar primi această veste, ar putea să nu facă față. Poți la un moment dat să fii șocat dacă dintr-o dată vine cineva și spune: știam pe cineva. Și avem nevoie de o perioadă tampon în care parcă ne facem că nu credem, parcă băgăm capul ca struț, un nisip și parcă spunem că nu e adevărat, în așa fel încât toate mecanismele noastre să înceapă să se adapteze la ce va urma, pentru că noi simțim că va urma o perioadă grea. Până în ziua în care trebuie să vedem adevărul în față și să mergem mai departe. După șocul care ne scoate din negare, urmează a doua perioadă de furie. Este o furie intensă. Deci la divorț este cea mai mare furie, de aici apar și crimele pasionale, de aici apar tot felul de situații. Se spune că furia e atât de intensă, încât dacă tu ca femeie, să spunem, conduci mașina și vezi în parc pe fostul tău soț cu amanta, treci cu mașina peste ei.
dar nu o dată, de două ori, ca să fii sigură. Atât de intensă această furie, pe care n-am mai regăsit-o în alte crize. Deci, practic, atunci când simțim această furie la divorț, să fim conștienți că ea este, deși ni se pare, wow, ce-i cu mine, n-am fost niciodată așa, ea există. E bine să știm, pentru că în această etapă de furie trebuie să ferim copiii, să ferim angajatorii, să ferim oamenii pe să care... Să nu le urcăm la volan pe cât posibil. Exact. La modul serios, pentru că nu știi, nu ce ți se pare. Exact. Sau ce, peste ce dai, într-o exact. Nu? Deci, practic, asta e a doua etapă în care oamenii, și de multe ori oamenii vin în furie la mine la cabinet. În negare nu prea vin. Vin în furie când deja e foarte intensă emoția. După furie urmează încă o etapă care se cheamă negociere. Deci, practic, te gândești, e foarte greu. Mi-e greu să fac pasul ăsta. Poate că totuși dacă aș schimba ceva, dacă el ar schimba ceva, dacă aș găsi o variantă, dacă m-a întrebat pe nu știu cine, poate am putea să fim din nou împreună. Și începe un dans al negocierii, în care tu ai grijă să dai cu ruj când vine el să ia copilul, el mai trimite câte o floare când e ziua ta sau a soacrei sau așa mai departe, că poate se leagă ceva. Asta e perioada în care ai senzația că ți-e dor. Și atunci mai dai un telefon, da. Poate te mai întâlnești, da. Poate mai reînvie pasiunea aia de, în da. Despărțire, ne-am mai întâlnit odată că mai avem ceva de povestit. Exact, asta este perioada. Ce se întâmplă însă și e foarte posibil, amândoi trec prin etapele acestea, deci și soțul și soția, indiferent cine a decis să plece. Însă nu trec în același timp, pentru că dacă, de exemplu, soția s-a gândit cu 6 luni înainte că vrea să divorțeze, ea deja a început să treacă prin etapele acestea. Și s-ar putea că ea atunci când este în faza de negociere și ar vrea să-i mai dea o șansă, partenerului, să-l prindă pe el în furie. Și ea sună drăgălaș și se spune hai să bem o cafea și el reacționează brutal și ea nu mai înțelege nimic, zice eu am încercat cu el, dar uite nu mai vrea, pentru că nu ai verificat în ce etapă este și el. Deci, practic, negocierea, ca să funcționeze cât de cât, ar trebui ca amândoi să fie în etapa în care își doresc. Câteodată merge, extrem de rar, în general nu prea merge. Și atunci trecem la următoarea etapă, a patra. A patra etapă este depresia. Depresia este iarăși un mecanism de apărare al creierului în care noi spunem, gata, am obosit. E și creierul, e un organ care s-a luptat, a negociat, s-a înfuriat, a ascuns, a făcut ce a putut ca să fie bine și într-o zi spui, nu mai pot, îmi trag ceșaful în cap, vreau să stau să dorm, să nu mai știu nici de servici, nici de copii, nici de nimeni. Perioada e de prăbușire totală. Perioada de prăbușire, da. În care plângi, în care te uiți la poze, în care suni prietenele, în care nu vrei să mai vezi pe nimeni. E normală. E normală dacă ține o perioadă normală și în care totuși ești funcțional. Ce înseamnă perioada normală? Perioada normală înseamnă câteva săptămâni, poate 2-3 luni, să spunem. Depinde cât de lung a fost mariajul și depinde și cum s-a terminat acest mariaj. Însă dacă la un moment dat ai tot felul de gânduri că ce mai caute pe pământul ăsta sau nu mai poți să funcționezi, sau mai mergi la serviciu, sau să prânești copiii, sau... atunci ai cazul să verifici că, dacă nu ai nevoie de ajutor. Pentru că asta e depresie severă care se tratează cu tratament. După ce trece și depresia, ajungem în final la ultima etapă, care este acceptarea. Și în acceptare ne dăm seama, ne uităm la poveste, vedem că e o poveste din care am învățat multe lucruri, ne uitam prin câte am trecut, spui, wow, cât de curajoasă am fost, ce fac mai departe? Și ce fac mai departe, te hotărăști, și pentru că iată e final de an, să devii femeia Phoenix. Și ce transformări am de făcut acum, pentru că m-am vindecat din revenirea de după divorț, ce transformări am de făcut în așa fel încât în 2024 să dau o șansă unei noi iubiri? Ce șanse am să mă uit în oglindă și să-mi dau seama real care sunt transformările prin care trebuie să trec astfel încât să ajung la varianta aia de funcționalitate? S-ar putea când tu te uiți în oglindă să, mai ales dacă nu știi etapele acestea, să nu conștientizezi. Deși eu le întreb pe participantele din grup, în ce etapă ești acum? Le spun despre aceste etape și le întreb și știu. Ele spun, sunt depresie, sunt în furie, sunt într-o combinație. Însă dacă tu nu ești conștientă, poți să o întrebi pe prietena ta. Pentru că ea vede foarte bine în ce etapă ești. Și sigur, furia, de exemplu, furia poate fi manifestată în multe moduri. Unele dintre noi poate plângem, țipăm, ne înfuriem. Altele poate ne ducem într-un domeniu de, să spunem, căutăm bărbați și vrem să fim cu cât mai mulți. E o formă de eliberare a furiei. Și am văzut-o și pe aceasta. Altele poate știu, mergem către dependențe, către muncă multă. Deci cumva toate către acestea... petreceri și călătorii. Sigur că da, în exces. Aici mai vine și frica de singurătate, pentru că dacă ai stat 20 de ani într-un mariaj, într-un cuplu și dintr-o dată te trezești singură și ție singurătatea în jurul tău, ai găsit orice loc în care să te duci, dar nu stai acasă. Și atunci e un exces de activități. Ai un to-do list de dimineață până noapte, pici la ora 2
din picioare și a doua zi o iei de la capăt, doar să nu fii singură, să nu ai timp să te gândești. Însă, din păcate, lucrul ăsta nu funcționează. Amână vindecarea. Adică, practic, tu anesteziezi pentru o perioadă, dar într-o bună zi tot te trezești și tot trebuie să faci curățenie acolo, de unde s-a produs ruptura. Relația pansament. Ce rol are în vindecarea unei femei Phoenix? Relația pansament pentru o femeie Phoenix n-ar trebui să existe. Dacă luăm femeia Phoenix, prototipul de femeie înțeleaptă care știe să facă această traversare cât mai bine pentru ea. Din păcate, ce nevoie avem? În clipa în care simțim acea furie, acea durere, depresie, avem nevoie ca cineva să ne conțină emoțiile. Și de multe ori apare câte un suflet vindecător, care știu că vrea să ne salveze și care, dintr-o dată, nouă ni se pare că ne-a luat cu totul durerea și am scăpat. E exact ca și cum ți-ai administra o anestezie la un dinte care te doare. Pe moment, nu te mai doare, zici, ia uite ce bine, sunt cu cineva, a trecut, gata, mi-am revenit. Dar într-o bună zi, anestezia aia, dintr-un motiv sau altul, dispare. Ori pleacă sufletul salvator, ori îți dai seama că nu e ce trebuie, ori pur și simplu durerea te ajunge din urmă, pentru că ea trebuie vindecată. Deci asta nu e să o acoperim, ci o vindecăm. Deci orice pansament, că e o relație pansament, că e alcool, că e muncă multă, că e, știu, mers în club și rămas acolo, sunt doar provizorii și temporare și amână procesul de vindecare. După cât timp ar trebui să intri într-o nouă, sau să începi să te întâlnești, sau să-ți manifesti interesul pentru alți bărbați, după un divorț sau după o despărțire, și raportat la numărul de ani pe care i-ai petrecut în relația respectivă? Să spun așa, că o vindecare completă, după o perioadă de, știu eu, 10-15 ani de relație, ar necesita un an. Un an calendaristic. Pentru că ai nevoie de un an în care să fii de un Crăciun fără el, să fii de ziua voastră fără el, să fii de ziua copiilor fără el. Deci cumva să vezi cum e, cum se simte. Și după un an poți să spui ce a fost mai greu a trecut, de acum sunt pe drumul de a-mi reveni și de a fi bine. Dacă au fost mai mulți ani de căsnicie sau dacă relația a fost toxică, relațiile toxice se vindecă mai greu. Pentru că noi creăm această dependență de suferință și de multe ori rămânem acolo și noi tot ruminăm aceeași situație la nesfârșit. Dar după un an, eu zic că ești pregătită, mai ales dacă ai făcut un proces de vindecare. De asta cele care vin în grupul de suport, în 3 luni de zile noi suntem aproape de a ieși să ne întâlnim cu altcineva. Însă și când ieșim să cunoaștem alți bărbați, alți parteneri, trebuie să o facem într-un fel anume. Și nu cu capul înainte, cu toată viteza, cu accelerat în viteza 5-a din prima, ci o luăm frumos cu viteza 1-a, 2-a, 3-a, până ne prindem. Vom avea multe relații după divorț. Multe dintre noi se gândesc, dar mai ales dacă au fost căsătorite cu un singur bărbat, de tinere, s-au trezit la 38-42 de ani singure și acum cunosc al doilea bărbat. Se gândesc, al doilea va fi ce trebuie. Gata, sigur, primul n-am avut noroc, dar cu al doilea va fi bine. Nu funcționează așa niciodată. N-am văzut. Și lucrez acum de 7 ani de zile cu sute de astfel de cazuri. Cum funcționează o nouă relație după divorț? E dat acest exemplu cu un copil care se urcă pe tobogan, dar nu pe scări, pe partea asta altă. Și el urcă un pic, alunecă, mai urcă un pic, alunecă, până ce, după mai multe încercări, se prinde și ajunge până sus, fără să mai alunece. Pentru că noi din fiecare relație după divorț învățăm. Și de multe ori spun că e nevoie să pupi 100 de broaște ca să găsești prințul, însă realitatea e nevoie să pupi 100 de broaște ca să redevii prințesă. Interesant. Cum redevii prințesa care începe să se prezinte la întâlnirile astea cu bărbații noi din viața ei sau cu potențialii parteneri? Hai să vedem cum arată femeia modernă care ar trebui să fie prințesă la aceste întâlniri și care, din păcate, a suferit o transformare de care nu este conștient. Și sunt doi factori care au derat-o un pic de la prințesele de odinioară sau cele din povești. Unul este faptul că în față de bunicile noastre sau alte femei din trecut care mergeau la pension, învățau să cânte la pian, vorbeau franceză, făceau tot felul de lucruri, noi am fost trimise către lucruri foarte masculine. Să faci o facultate, a doua facultate, să intri în corporații, să ai job-ul tău, să ai business-ul tău. Totul e foarte masculin și tu deja vii cu o energie foarte competitivă la întâlnire. Asta e un aspect. Un al doilea aspect pe care trebuie să-l vedem este că ai stat 10, 15, 20 de ani într-o relație în care ușor, ușor e posibil să fi lăsat standardele, să le fi coborât ca să cumva să fie bine.
Asta am învățat de la mamele noastre, că trebuie femeia face echilibru. Că relația înseamnă compromis. Relația înseamnă compromis și azi un compromis mai mic, mâine încă unul, până ce la un moment dat zici cine sunt eu în relația asta, pentru că aproape că nu mai sunt văzută. Deci cine este această femeie modernă care ieși dintr-o relație și merge la o întâlnire? Este o femeie foarte masculină, cu încrederea în ea scăzută, fără prea mult respect de sine. Ea se uită la ea și spune, da, uite, am de toate, am mașină, am casă, am job, am o poziție socială. Am și pătrățele, sunt îngrijită, investesc. Am și pătrățele, sunt îngrijită, mi-am făcut ultimele tratamente, deci ce motive ar fi ca bărbații să nu mă vrea? Și aici este marea curiozitate a multor femei care sunt foarte frumoase, foarte, deci le spun că împlinite profesional. Împlinite, deci de revistă și care totuși nu reușesc să țină o relație. Că de găsit o găsesc. Nu reușesc să o țină. Practic, de ce nu reușesc să o țină este pentru că energia masculină le împiedică și nu au această transformare în femeia Phoenix, de asta am numit-o Phoenix. Deci, practic, această femeie modernă, care este foarte masculină, care nu mai are încredere în ea, ar trebui efectiv să ardă anumite tipare, anumite lucruri și să se transforme în femeia Phoenix, femeia care e în continuare puternică, adică nu înseamnă că ne întoarcem la vremea bunicilor în care stăm și suntem casnice, ci ne facem în continuare ce avem de făcut, însă din energie feminină. Cum se face shiftarea asta? Shiftarea asta se face în primul rând... Mai ales când nu ești conștient, mai ales când tu ești îmbrăcată în rochie, ești pe tocuri, ești estetic feminină. Cum îți dai seama că ești într-o energie masculină? Un prim exemplu, și uite, aici am să dau povestea celor patru personaje de poveste și cumva îți dai seama cu ce energie vii la întâlnire. Și am ales patru caractere de poveste ca să vedem cum ne dăm seama. Un caracter de poveste este Xena, prințesa războinică. Dacă tu când ești la întâlnire, practic vrei să pedepsești bărbatul. Și eu știu multe persoane care corectează de pe Tinder diversi domni care îi scriu mesaje și nu scriu corect gramatical și se supără și îi corectează și spun ce se întâmplă. Aici e războiul tău cu bărbatul. N-ai de ce să fii acolo. Dar încă suntem rănite și încă suntem în această poveste. Deci dacă ne dăm seama că bărbatul cu care în teorie ar trebui să flirtăm, da, de fapt ne stârnește războiul în noi, exact, mai bine spunem stop, mai stau acasă un pic, mai văd care treaba mea. De ce simt nevoia să mă cert cu ei, de ce simt nevoia să-i confrunt, de ce simt nevoia să competiționez cu ei, pentru că asta e energie masculină rănită. Al doilea caracter de poveste este frumoasa din pădurea dormită. Această femeie care a pățit ceva și a rămas 100 de ani dormind pe canapea, așteptând să vină prințul. Asta se poate întâmpla în clipa în care nu am încredere în mine, și asta este clar semn că nu am încredere în mine, și atunci prefer să nu ies, pentru că fiecare interacțiune, fiecare întâlnire e ca un fel de evaluare a mea. Și atunci, sigur că dacă sunt țiplă pe din afară, cum spuneai, și primesc o respingere de la un bărbat, nu mă mai caută, atunci o iau foarte personal, pentru că nu înțeleg ce se întâmplă. Și asta are legătură, de fapt, cu energia masculină și cu neîncrederea în tine. Cum faci diferența că e ceva în neregulă cu tine sau că ai dat peste un domn neserios? Îți dai seama că dacă e ceva în neregulă cu tine, dacă e al treilea domn neserios peste care dai. Dacă ai dat peste unul, s-ar putea să fie avut ghinion. Dacă ai venit și al doilea, zici, poate ceva, nu mă pricep eu să-i aleg. Dar dacă și al treilea e la fel, e clar că energia ta atrage acest tip de bărbat. Deci dacă mă gândesc, care e elementul comun dintre acești trei domni care nu se cunosc între ei? Eu sunt elementul comun, exact. Înseamnă că problema e aici. Exact, exact. Okay. Și aici putem vorbi și cum ne prezentăm pe rețelele de dating, pentru că multe dintre noi intrăm acolo, hai să-i dăm o șansă să fim acolo, fără să știm ce să facem. Și aici e mult de discutat. Deci al treilea caracter de poveste este albă ca zăpada. Și aici vorbim de femeia care s-a vindecat, nu mai simte nevoia să lupte cu bărbații, nu mai simte nevoia să se ascundă de bărbați, însă încă nu are suficient de multă încredere în ea să aștepte să aleagă partenerul potrivit. Și atunci ce face albă ca zăpada? 7 piticei, 7 scăunere, 7 pătuțe. Deci e persoana care este foarte încântată, că a primit like și de la nu știu cine și le mai dă cerere de prietenie nu știu cine. Lucruri care pot fi valoroase pentru noi, pentru moment, această atenție, avem nevoie de atenție noi ca femei, însă nu e ceea ce căutăm de fapt, pentru că în realitate noi căutăm o relație profundă, o relație de durată cu cineva care să corespundă tiparului și cerințelor noastre. Și abia al patrulea caracter de poveste este cel care se apropie de femeia Phoenix, care este cenușăreasa. Cenușăreasa ea așteaptă, stă acolo liniștită,
până ce la un moment dat află de momentul potrivit și a ținuta potrivită, e atitudinea potrivită. Și aliații potriviți. Aliații potriviți, la momentul potrivit pleacă, pentru că știe că nu e bine să rămână până a doua zi dimineață, ci la 12 noaptea fuge. Și în felul acesta, practic, ea are strategie, are încredere în ea și reușește să atragă ceea ce are. Și are și energia feminină. Și are și energia feminină, da, pentru că este susținută de zână. Și care e pasul numărul 1 pe care îl are de făcut o doamnă care se uită acum la noi? Încă plânge și e cu lista de dorințe în față pentru 2024. Care sunt palierele vieții? Care sunt aspectele pe care ar trebui să le pună pe lista asta de viață împlinită? Pentru viața împlinită, în primul rând, trebuie să-i dea relației de cuplu locul potrivit. Ce observ în grupurile de suport după divorț este că atunci când trecem printr-un divorț, printr-o despărțire, tindem să punem mai multă greutate pe relație decât pe alte aspecte ale vieții. Și de multe ori ne facem la grup această roată a vieții în care vedem că viața noastră nu e definită doar de relația de cuplu. Avem și o carieră, avem pasiuni, avem viață socială, avem dezvoltare personală, avem sănătate, avem bani, adică sunt multe poate lucruri. Copii, sunt multe lucruri, familie, deci sunt multe lucruri care ne definesc și de care e nevoie să le avem pe toate aliniate ca să ne fie bine și să fim împlinite. Degeaba avem cea mai bună relație dacă, Doamne ferește, primim vreun diagnostic. Sau degeaba, știu eu, avem o viață, știu eu, cu pasiuni, dacă nu avem bani ca să le facem. Deci, practic, noi pe toate trebuie să le avem în echilibru. Ca să am o relație și ajung la relația de cuplu, ca să am o relație de cuplu bună, eu trebuie să am viața împlinită până ajung acolo, până ies să cunosc bărbați. Nu aștept ca să vină un bărbat să-mi echilibreze viața. Și atunci o femeie, Phoenix, ce are de făcut este practic să ia aceste paliere ale vieții. Cum spuneam, cu carieră, pasiuni, viață socială, prietene, spiritualitate. Spiritualitate, dezvoltare și să le considere ca pe niște picioare la o masă care este foarte strong. În clipa în care tu ai mai multe picioare care susțin această masă, sigur că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, tu ai pe ce să te sprijini. Însă dacă tu ai lăsat totul deoparte și stai doar în așteptarea unui partener, partenerul ideal care să te scoată de acolo, nu ai nicio șansă decât să pari, știu, needy, cum zic bărbații, disperată de ce cauți atât de mult, și să alegi greșit. Și asta e marea greșeală pe care am văzut-o că o facem, alegem greșit. Nu neapărat că nu știm să ținem o relație, dar din start nu alegem bărbatul potrivit pentru noi. De frica singurătății. De frica corect. Singurătății și din grabă. Cum ajunge o femeie cu poziție socială, cu un cont bancar consistent, cu un aspect fizic extraordinar de plăcut, da, să fie în stadiul acesta de disperată? Din frica de singurătate. Deci, până la urmă, ceea ce vedem pe din afară, ceea ce construim în exteriorul nostru, cum spuneam, poziție socială, bani, carieră, toate astea sunt în exteriorul nostru. În interior, de multe ori e frică. De multe ori acolo e o fetiță care e frică de singurătate, care e frică de abandon, care are diverse lucruri din copilărie nerezolvate, care a trecut printr-un divorț pe care l-a perceput ca pe un eșec. Și atunci, cu cât construim mai mult în exterior, cu atât punem mai puțin în interior. Și atunci, ce are de făcut această femeie este să se oprească un pic, să-și ia poate o perioadă sabatică de la restul activităților și să se întoarcă să investească în interiorul ei, în ea, în sufletul ei. Cum poate să facă asta? Sunt câteva piloni pe care eu îi folosesc în programul meu, care sunt esențiali. Primul pilon este să-și vadă adevărata ei valoare. Și nu valoarea dată de contul bancar sau de ce mașină conduce sau știu ce intervenție a mai făcut, ci valoarea ei ca femeie. Valoarea persoanei care își poate pune standarde și nu le încalcă niciodată. Să se uite cine sunt oamenii din jurul ei. Dacă sunt persoanele pe care le apreciază, de care vrea să fie înconjurată sau sunt doar prietene care, știu, o scapă de singurătate și nu de e neapărat context, mulțumită, așa. De context. Deci, practic, când tu începi să te uiți la valoarea ta adevărată și nu de știu ce ai reușit să faci până atunci, ăsta este un prim punct în care îți crește încrederea în tine. Îți crește stima de sine și începi să te iubești, pentru că dai seama cât de frumoasă ești și pe din afară și pe dinăuntru. Ăsta e primul pilon. Al doilea pilon este feminitatea. Feminitatea pentru că ce văd în programele de după divorț, femeia care durează foarte mult motorul de masculinitate. Cum spuneam, am făcut școli, mergem la olimpiade, facem ce făceau înainte doar bărbații, pentru că am durat foarte mult acest motor de masculinitate, la un moment dat obosim. Și ce văd în cabinetul meu este femeia de 38-45 de ani,
obosită, o oboseală epuizată, cronică, epuizată, da. Nu mai are plăcere, nu mai are bucuria, știu, relației, nu-și mai dorește nimic decât să ajungă acasă să facă un duș și să se culce. Ori din această energie, cu siguranță putem face, știu, să fim eficienți la serviciu, dar nu ne ajută foarte mult în plăcere, împlinire, relaxare, ceea ce ne dorim pentru 2024. Și atunci va trebui să învățăm, nu să oprim neapărat motorul ăla care produce, ci să începem să-l obișnuim și pe cel care e de feminitate, care este cel de relaxare, cel de delegare, cel de colaborare. De multe ori, o femeie care lucrează din energie feminină e mult mai eficientă. Uh-huh. Și chiar și în meserii, știu, într-o corporație sau dacă are un business. Pentru că ea va folosi energia celorlalți. Nu va lupta cu ea. Puterea cu blândețe. Da? Putere cu blândețe. Va ști să adune, va ști să ia ideile multora fără să încerce să competiționeze ca să arate că ea știe mai bine. Deci toate lucrurile astea o vor ajuta să crească exponențial cu energia ei, cu energia în care ea se simte în flow, deci nu obosește de acolo. Va veni acasă și va avea plăcere să facă mai departe o cină romantică sau să petreacă timp în brațele iubitului. Deci, practic, feminitatea ne ajută și pentru relația de cuplu, dar și pentru starea noastră de bine. Și nu în ultimul rând, dacă își dorește relație de cuplu, să învețe. Să învețe ce este cuplul. Să învețe ce înseamnă o relație sănătoasă. Eu întotdeauna spun că o relație este o știință și o artă. Știință înseamnă să știi care e psihologia din spatele relației. Nu, eu n-am învățat-o, am luat-o după ureche ce am văzut în familiile am noastre. Am copiat de pe unde am văzut. De la foliu, am copiat de la telenovele. Și de multe ori din filme nu prea ne dăm seama ce se întâmplă, de obicei ne arată cum până ajung în relație și după aceea ce se întâmplă mai departe, cum se menține, nu se mai știe. Deci să învățăm ce înseamnă o relație, care sunt pașii, cum alegem, de ce să ne ferim, ce greșeli să evităm. Deci asta e partea de știință, iar partea de artă este pe măsură ce învățăm câte o abilitate nouă, ieșim la o cafea și vedem cum funcționează. Pentru că doar știința fără să practici în relația cu oamenii din jurul tău nu te ajută și nici nu crește încrederea în tine. Însă dacă la fiecare abilitate nouă tu verifici la o întâlnire cu un potențial partener și vezi, ia uite, funcționează, atunci asta îți crește încrederea și știi, deci pot. Deci asta se poate învăța, am învățat multe alte lucruri, voi învăța și asta. Spuneai mai devreme că vin către programul Femeia Phoenix, mai degrabă femei de 30 plus spre 45 de ani, da? Da. De ce caută ele să crească și să-și reintre în energia feminină și caută o viață împlinitoare, iar cele mai tinere, la 20 de ani, nu vor să învețe și să-și scutească perioada de testări, de căutări și de failure? Ce am observat este că la vârsta asta de 38-45 de ani există un moment de schimbare la multe dintre noi, la noi femeile, dar și la bărbați. Însă multe dintre noi ne schimbăm prioritățile. Se numește trezirea, se vorbește așa în spiritualitate. Până acum se numea criza vârstei mijlocii. Sau criza vârstei mijlocii. Sună atât de rău. E practic momentul ăla în care îți dai seama că anumite valori pe care tu le considerai bune, să știu, să ai o carieră, să ai o familie, să ai lucrurile pe care le-ai văzut la părinții tăi, până atunci credeai că astea sunt, ajungi la vârsta de 40 de ani, le-ai obținut pe toate și îți dai seama că în interiorul tău e un gol. Ceva lipsește. Și când îți dai seama de acest gol, începi să cauți și să vezi ce trebuie să schimbi. De multe ori îți dai seama că relația cu partenerul nu e bună, de multe ori vrei să schimbi jobul că nu-ți mai place, de multe ori vrei să schimbi anturajul de prieteni. Deci e un moment de schimbare. Și atunci momentul ăsta pe aici apare. Și în general femeia care deja a ajuns la vârsta asta să bifeze partea asta profesională, e cumva e liniștită din perspectiva asta. Pentru că dacă e o femeie care are foarte multe alte lucruri de pus la punct, s-ar putea să treacă peste criza aceasta și să zică, aule, eu am copii de dat la școală și alte lucruri. Dar când tu ești relaxată, tot în jurul tău e perfect și simți că nu ești bine, începi să cauți. Și atunci, în căutarea lor, ajung și la mine. Vin fete tinere? Vin și fete tinere, pentru că ce am observat în generația aceasta, această trezire, se produce mult mai devreme. Și sunt și fete de 27-28 de ani care au trecut printr-o depresie, sunt nelămurite cum e viața și încearcă să vadă mai departe. Însă eu, lucrând cu persoanele care au divorțat, mă adresez persoanei mai mature, pentru că deja persoanele acestea au trecut printr-o relație, au ajuns la un divorț și mai departe continuă programul să devină Femeile Phoenix. Până prin 2015, căsătoriile se destrămau
Foarte repede. În primii 3-5 ani de relație vedeau partenerii că nu se mai înțeleg și atunci spuneau gata, hai să ne vedem fiecare de drumul nostru. Mai devreme spuneați că în ziua de astăzi căsătoriile se destramă după 15, 20, 25 de ani. Exact. Care e cauza? Asta m-am uitat pe statistici și am urmărit de-a lungul anilor din ce s-a întâmplat din 90 până acum. Într-adevăr, în primul rând că s-a dublat rata divorțurilor față de atunci, aproape, dar exact asta s-a întâmplat. Mult mai multe cupluri la vârsta, știu, mijlocie, să spunem, la 45 de ani, 50 de ani, hotărăsc să se despartă. Și am căutat motivele. Și un prim motiv este că se poate. Deci dacă poate pentru mama mea ar fi fost greu să divorțeze pentru că era un oraș mic, era rușine, erau vremurile de atunci, acum lumea nu mai are treabă cu tine și tu poți să faci ce vrei cu viața ta. De al doilea rând este această trezire care este cumva, se propagă așa din ce în ce mai multă lume, se uite și spune se poate și mai bine, de ce să continui relația asta care nu mi-aduce fericire. Uh-huh. În al treilea rând a crescut speranța de viață. Dacă înainte, știu, te așteptai ca la 60, 65, 70 de ani persoanele să nu mai fie printre noi, acum iată că sunt persoane de 70, 80, 90 care încă, eu știu, mai tatonează o nouă relație. Deci toate acestea, dacă le pui cap la cap, te duc cu gândul hai să încerc, am o nouă șansă. Și de asta multă lume alege chestia asta. Alt lucru care se întâmplă este că atunci când femeia noastră este obosită, cea de 40-45 de ani, și nu mai are energie să aducă în casă, bărbatul va căuta o femeie care are energie. Și de multe ori bărbatul alege să înșele. Și în grupul meu, în grupurile de suport, marea majoritate a femeilor care vin sunt femei înșelate. Uh-huh. Și dacă te uiți un pic și vezi dinamica aceasta, că într-adevăr ea nu mai pune acea energie de care bărbatul are nevoie, poți să găsești și explicația pentru care bărbatul caută în altă parte. Și va găsi o femeie, poate mai tânără, poate nu, dar care este mai relaxată, mai în energie feminină, care are timp să-l asculte, care are timp să-l alinte, să-l mângâie și bărbatul nostru are amantă. Nu, bărbații cu amante nu divorțează. Foarte puțin dintre ei cer divorț. Pentru că ei nu vor să renunțe la construcția pe care au făcut-o timp de 20 de ani. Uh-huh. Însă, la un moment dat, femeia noastră, femeia modernă, nu mai vrea să trăiască în această situație în care are și soțul are și amantă și atunci cere ea divorțul. Deci și ăsta ar fi un motiv pentru care tot mai multe cupluri divorțează la această vârstă de 40-45 de ani. Interesantă perspectiva asta, bărbatul însurat nu divorțează. 10%. S-a făcut și studiu, 10% dintre bărbații care au amantă divorțează, vin ei și cer divorțul. Marea majoritate, 90%, ar prefera să țină și soția și amanta. Și ce observăm, și asta o văd din povestirile celor de care vin la mine, amanta de multe ori, pentru că vede această nehotărâre a bărbatului însurat, care îi spune anul ăsta, anul viitor, peste un stai așa, că a mai făcut un copil între timp, stai că e bolnavă, stai că n-are serviciu, adică tot felul de situații care îl țin pe el în situația aceasta, atunci amanta se prezintă ea la ușa nevestei. Și sau trimite mesaje cu ruși pe cămașă, cu semne că sunt și eu pe aici, în așa fel încât să o forțeze pe soție să ia o decizie. Pentru că el nu ia decizia. Deci e o dinamică pe care o vedem și există. Acum fiecare se adaptează la ea cum crede că e mai bine. Vin în programele Femeia Fenix și Amante? Am avut o astfel de situație, de fapt două au fost, și nu știu cum s-a întâmplat că au venit exact într-un grup cu foarte multe femei înșelate furioase. N-au stat mult, pentru că n-au dus furia nevestelor, dar vin spunând că și ele suferă, ceea ce e adevărat. Când s-au îndrăgostit, poate că n-au știut că bărbatul respectiv e însurat, că nu mulți încep cu această informație întâlnirea, și încearcă să se vindece și ele dintr-o relație care nu funcționează și care realizează că nu duce nicăieri. Deci au fost și nu e o situație ușoară pentru o femeie să fie a doua femeie. Ce-am mai văzut? Situația în care după 20 de ani te reîntâlnești cu colegul din facultate, prima ta iubire. Uh-huh. Și asta s-a mai întâmplat și sunt relații foarte frumoase cu prima iubire. Și am un grup câteva cazuri de genul ăsta. Deci filmele alea de Crăciun, da, clasice, când te întorci în orașul natal și te, da, întâlnești cu colegul de bancă, există și le am sub ochii mei și sunt foarte fericite, doamnele, și au zis, uite, cum nu mi-a dat seama atunci la vârsta aia ce bărbat frumos și bun e. Care e explicația că după 20-25 de ani te întâlnești cu o flamă din tinerețe, fiecare cu parcursul lui, cu divorțurile, cu despărțirile, suferințele, da, sale, și după perioada asta, din
nou se întâlnesc cele două suflete și funcționează. Da, e acest concept al valorilor personale, pe care noi îl discutăm când facem această revenire după divorț și la Femeia Phoenix. Valorile personale sunt acele valori care ne reprezintă pe noi autentici. Ce anume mă face pe mine să fiu fericită, împlinită? De multe ori când suntem la 20-25 de ani, nu funcționăm după ele. Funcționăm mai mult după presiunea socială. Dacă mama a spus că până la 20 de ani trebuie să 25 de ani trebuie să mă mărit, că altfel voi fi fată bătrână, nu contează că poate valoarea mea este educația sau e aventura sau mi-aș dori să fac carieră sau mă mărit și fac o familie. La fel și bărbatul respectiv. Dacă asta așa a fost împins de acasă, a făcut ceva ce credea că trebuie să facă. La 40 de ani, când am bifat toate lucrurile astea și vedem că ceva lipsește, dăm peste valorile noastre. Ne întâlnim în a doua jumătate a vieții când ne trăim valorile. Dacă am ajuns în punctul în care știm cine suntem, care știm ce dorim cu adevărat. Și faptul că ne-am întâlnit prima dată și ne-a plăcut unul de altul a fost un semn că sufletele noastre s-au recunoscut. Iar acum, pentru că avem libertatea să trăim așa cum ne place, iată, ne reîntâlnim. După ce am înțeles care ne sunt valorile și ne-am setat toate obiectivele pentru anul viitor, ce ne rămâne de făcut? Să credem în superstiții, aruncăm cu portocale prin casă la miezul nopții, trebuie să mâncăm boabe de strugure și așa mai departe. Au astea vreo valoare reală? Acum, aici vorbim despre o dezvoltare spirituală. Și multe dintre participantele și participanții la grupurile mele încep să înțeleagă existența acestor legi universale, acestor lucruri care funcționează deși parcă sunt din filme. Uh-huh. Și da, în feminitate mai ales, în partea de feminitate, ritualurile, de exemplu, sunt foarte importante. Și dacă tot vrem să facem ceva la miezul nopții, da, sau să respectăm, hai să mergem către feminitate și să ne gândim care sunt anumite ritualuri care ne-ar ajuta să ne conectăm mai mult cu energia noastră feminină. Și, de exemplu, un ritual foarte frumos este ca noaptea de revelion să purtăm ceva roșu pe dedesubt, o lenjerie roșie. Ne simțim și bine cu ea, cumva ne duce către un an plin de pasiune, de senzualitate și știm că e bine. Un alt ritual ar putea fi să ne trezim în fiecare dimineață cu un sfert de oră mai repede și să punem o meditație, putem să o ascultăm pur și simplu până ne trezim, o meditație pentru trezirea feminității, a senzualității. Să aprindem, eu știu, câteva lumânări prin casă, nu strică niciodată. Pentru că, așa, cum se spune, dacă nu ne ajută, măcar nu strică. Deci, practic, sunt lucruri micuțe, însă, dincolo de puterea lor, faptul că tu te gândești, faptul că tu ești conștientă că în clipa în care tu aprinzi o lumânare, zici, acum aprind această candeluță pentru feminitatea mea. Măcar o secundă sau 5 secunde te-ai gândit că ai feminitate. Energia ta există. Și s-ar putea să-ți apară un zâmbet pe buze și s-ar putea ca zâmbetul ăla să întorci capul și să te vadă cineva și să zică, wow, ce femeie frumoasă, și pentru că de multe ori așa se întâmplă. Accidental. Dacă noi suntem pregătite, suntem în starea aia potrivită, găsim oriunde câte un potențial partener. Deci putem să implicăm și aceste ritualuri. Bun, hai să încheiem așa, cu o concluzie despre puterea zâmbetului și feminitate și puterea feminină. O femeie care nu zâmbește, e o femeie împlinită? Nu. Deci o femeie ar trebui să zâmbească tot timpul și să-și, dacă nu poți să zâmbească, să-și ia creionul să-l pună între dințișori și să forțeze un pic zâmbetul până apare în mod natural. Să nu uităm noi femeile că avem o putere extraordinar de mare și ne-a fost dată din clipa în care am fost alese să aducem copii pe lume, să-i creștem, să-i educăm. Bărbații pe care acum îi criticăm sau cu care poate luptăm sunt copiii noștri crescuți de alte femei. Deci noi putem să și dăm viață, să și modelăm viața, ține de noi. Deci ce avem de făcut este să punem un zâmbet pe buze, să ne aducem aminte că suntem feminine și că avem o putere extraordinară, creatoare în noi, și să o folosim. Ce am înțeles eu din dialogul acesta este că feminitatea nu se ia la trântă cu masculinitatea, pentru că așa cum organele din corpul nostru nu se iau la întrecere, niciodată inima nu o să facă o concurență ficatului sau plămânilor, tot așa, într-un cuplu, femeia și bărbatul funcționează în complementaritate. Iar pentru o viață împlinită, pentru un cuplu conținător, un cuplu care să ne aducă bucurie și zâmbetul acela natural pe buze, ar fi bine să ne amintim mereu asta. Doar împreună putem să funcționăm așa cum trebuie. Un an nou minunat și să ne revedem cu bine!